Bună seara, dragii mei, la mulți ani tuturor, să aveți un an minunat, să aveți un an cu multe realizări, chiar dacă va fi foarte, foarte interesant de trăit, de experimentat. Este un an foarte intens, mult mai intens decât anul care tocmai a trecut, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al tarotului, despre care o să vă vorbesc. Dragii mei, ați văzut că nu prea am mai apărut în ultima vreme. Am vrut zilele acestea, în mod special, să stau eu cu mine, pentru că, cel puțin pe plan personal, eu simt că acest an îmi va aduce multe schimbări radicale în viață. Inclusiv acest canal se va foarte curând, poate chiar în seara asta, poate mâine, poate poimâine, se va restructura. V-am mai spus de-a lungul timpului că nu vreau să creez dependență față de tarot, să o facă alții care au, eu știu ce, alte intenții. Și nu e vorba doar de dependență, e vorba că sunt într-o etapă în care vreau să manifest altceva. Altceva care este mai aproape de adevărata mea misiune și care mă reprezintă mult mai bine. Nu că nu m-a reprezentat și acest aspect pe care l-am dezvoltat prin tarot și prin canalul pe care tocmai îl vizionați. Și stau de ceva timp. Bine, e o întrebare pe care mi-o pun de mai mult timp, nu doar de ieri de astăzi, dar zilele acestea fiind trecerea dintre ani. Și știți bine că era fost portalul 0101, m-am tot gândit la manifestare. Zero fiind punctul zero al tuturor posibilităților și 1, momentul de manifestare. Probabil că pe scurt o să vă prezint și vouă câteva idei la alegere. Însă, eu zilele astea am stat și m-am gândit, m-am plimbat. A fost soare, a fost frumos, parcă ar fi fost o zi de Paște, nu de Revelion. M-am plimbat și m-am gândit. Nu știu, alți colegi ce fac. Am spus, nu stau să urmăresc activitățile lor și felul în care se desfășoară, dar pentru mine acest canal este prea puțin. Este prea puțin, mă reprezintă prea puțin. Și vreau cât mai am de trăit să mă exprim din prea plin, nu din prea puțin. Probabil că arta iar este. Mă cheamă să exprim în alte forme, nu doar prin pictură, prin desen, poate și prin alte forme de artă, lucru pe care nu l-am exprimat până acum. Despre tarot o să mai spun anumite aspecte, anumite idei, anumite considerente pentru cei care vor să asculte și să iasă un pic din programe, pentru că și tarotul promovează programe. Pragul dintre ani pentru mine a fost foarte special în ideea că nu l-am trăit ca majoritatea și mă simt bine, chiar dacă asta a însemnat o oarecare apăsare, să zic, în singurare, când vezi că ești în afara cutiei și știi că sunt puțini, puțini în afara cutiei. Când știi că ești în afara spațiului tipic de terestru, da? Planul terestru de manifestare și sunt puțini ca tine. Este o poziție și plăcută și neplăcută, dar probabil că mă pregătește pentru acele lucruri și manifestări foarte speciale care vor fi anul acesta. Referitor la canal, o să vedeți. Știți unii dintre voi că mă bate gândul de mai mult timp să renunț la canal, dar unii dintre voi tot m-ați încurajat să rămân în preajma voastră și mă bucur că sunteți atât de fideli. Și pentru voi o să încerc să-l restructurez și să vin și cu alte chestiuni. În ideea că
Da, pentru cei care ați înțeles că tarotul poate să creeze dependență și nu vreți nici voi să trăiți în această dependență, o să încerc să vin cu alte chestiuni care sper să vă ajute în viața voastră de zi cu zi, în alegerile pe care le aveți, dincolo de acele etalări, clasicele etalări. Rămâne de văzut cum se va manifesta. Asta. Da, voi vorbi. Voi vorbi despre acest an pe care, ca și vibrație, îl trăiesc de o viață întreagă și, în mod special, anul trecut. Am trăit cele două vibrații despre care voi vorbi zilele astea, în fiecare zi. În fiecare zi le-am trăit. Nu este ușor. Pentru cei care sunteți mai calmi, bănuiesc că, iar, nu o să fie ușor. Dar chiar și pentru cei care sunteți mai, mai netradiționali, chiar și pentru aceia, șocurile și neconvenționalismul va fi probabil peste limita suportabilului uneori. Așa prevăd acest an. Dar în fine, nu vreau să dau detalii despre ceea ce urmează să vorbesc, dar... Haideți, dacă tot v-ați deranjat, să deschideți acest videoclip, să mă ascultați. Dragii mei, să împărtășesc cu voi prima mea lumânare, cu intenții, cu petale, cu diferite chestiuni. Dacă vreți, ținem legătura, vă fac și vouă. Anul care a fost cum a fost. Hai să vedem anul acesta. Portalul 0 a 1, 0 a 1. Portalul este, din punct de vedere calendaristic, o zi. Dar vibrațional știți bine că e mai mult. Știți bine că e mai mult. Haideți să vedem... Să aleg trei cărți. Numărul 1 deja vrea să vină. Numărul 2. Iopșa. Și numărul 3. Ceva. Nu? Vreau să vii pus. Așa. Numărul 3. Și o să clarificăm. Am 3 seturi de cărți. Din fiecare am luat o carte. Nu vă arăt cartea, vă arăt cărțile. Spatele lor. Ia. Și o să le clarificăm. Ia, vedeți? Așa. Numărul 1, acesta e. Numărul 2, acesta. Și numărul 3, acesta. Vă alegeți, da? Așa, pe scurt, despre portalul 0 a 1, 0 a 1. V-ați ales, da? Hai să vedem. Numărul 1. Ce drăguț! Ați nimerit îndrăgostiții vibrația anului care tocmai s-a încheiat. Dar o să clarificăm. Să zicem că veți manifesta ceva legat de dragoste, de alegeri importante în dragoste, de echilibru vostru interior, masculin și feminin. Dacă sunteți bărbați, începeți să vă înțelegeți și aspectul feminin mai bine. Dacă sunteți femei, începeți să vă manifestați și varianta voastră masculină, adică diurnă, activă, protectoare, nu doar receptivă. Însă, haideți să primim câteva clarificări. Curățăm cățele pentru numărul 1. Ați avut blocaje, probabil în dragoste. A trebuit să meditați în ultima vreme, 4 de spade. 4 de spade este eremitul, varianta mică pentru mine. Au fost niște blocaje. Probabil că ați meditat sau veți medita, variază,
La blocajele care au fost în calea iubirii, pentru că acesta reprezintă iubirea adevărată îndrăgostiții, flăcările gemene, pentru cei care au cunoștință, echilibru, am zis, echilibrul masculin și feminin, un soi de yin și yang în voi înșivă. Odată, clarificăm îndrăgostiții de două ori, de trei ori. Am văzut 5 de bâte, conflicte și chestiuni legate de casă. Probabil aspecte la care ați meditat sau veți medita, casă, conflicte, dragostea aceasta, ori pe care o veți trăi, ori pe care o manifestați într-o formă sau alta, aduce conflicte, chestiuni legate de bani, invidii, oameni din familie care probabil se opun, prieteni, diferite chestiuni la locul de muncă, dar hai să vedem totuși, clarificăm îndrăgostiții. Ce veți manifesta într-un anumit timp cu ocazia acestui portal? Veți manifesta o nouă relație, un nou job poate, o colaborare, un job eventual. Dar în primul și în primul rând o nouă relație stabilă care vă va vindeca de multe decepții, doruri, neîmpliniri emoționale. Îndrăgostiții a fost clarificat de 8 de spade, împăratul și 3 de spade. Eu simt că pentru unii dintre voi a fost un blocaj mental, apropo de nouă de bâte. Un blocaj care a ținut și de o programare, de ce ziceam și mai devreme, o programare mentală. Că trebuie să fiți într-o anumită, să fiți în control. Sau bărbatul, femeia, nu știu, bărbatul, aici o energie masculină, să fie într-o anumită sobrietate, într-o anumită formă, să zic. Însă, ați înțeles că am văzut mai devreme 4 de spade. Ați înțeles că acele gânduri, acele programe, iar un program legat de tatăl vostru sau de o energie masculină, cineva, soț, tată, bunic, profesor, cineva, un bărbat important, la un moment dat în viața voastră, v-a blocat mental și v-a îngreunat manifestarea echilibrului interior și a iubirii adevărate. Și asta v-a adus multe decepții, 3 de spade. Dar eu zic că dacă nu ați meditat încă la aceste lucruri, vă rog, meditați și veți găsi niște răspunsuri, eventual în plus față de cele pe care vi le lansez eu acum, pentru că răspunsurile, evident, variază de la om la om. Sunt chestiuni personale. Acest bărbat este un personaj în viața voastră. Eu îl descriu la modul general, dar este un personaj. Ideea este că pentru unii dintre voi, femei, de exemplu, v-ați blocat cu gândul. Cu gândul. La un anumit tip de bărbat care v-a adus suferință, acest bărbat doritor de control, într-o anumită formă sau în multe alte forme, dar care nu a împărtășit dragostea pe care, eu știu, vreți să o manifestați, ați visat, ca orice om. Ideea este că blocajul acesta se va rezolva prin comunicarea emoțiilor, eventual prin niște scuze, cineva trebuie să-și ceară scuze voi sau cealaltă persoană. Și chiar dacă acest personaj nu-și va cere scuze,
Voi veți... Oh, interesant cum vine mesajul. Pentru unii. Veți întâlni un personaj care își va exprima emoțiile, veți întâlni într-un mod neașteptat. Poate ați întâlnit, pentru că ține de vibrația anului trecut, poate ați întâlnit deja acest personaj. A venit într-un mod neașteptat, Cavalerul de Spade, Marea Preoteasă și șase de Băte. Acest personaj a venit deja în viața voastră pentru unii dintre voi și a exprimat emoții. A fost vulnerabil, vulnerabilă cu voi și v-a arătat de fapt ce înseamnă dragostea. Dacă întâlnirea cu acest personaj v-a adus suferință și vouă și lor, trei de spade, din cauza acelor programe mentale, hai să vedem aici, din cauza acelor programe mentale și a ideilor că bărbatul trebuie să fie într-un anumit fel, eu ar spune că la un moment dat veți înțelege, veți rezolva, veți comunica și veți renaște această sau mai bine zis, veți vindeca această neînțelegere, această durere legată de o iubire. Veți învăța să alegeți dragostea dincolo de programele mentale pe care le-ați primit acasă unii dintre voi. 4 înseamnă casă. Și dacă vorbim de un bărbat, dacă există un bărbat care a fost mai doritor de control, așa a văzut acasă, ea acasă, la tatăl, la eu știu cine, figură masculină, importantă în viața sa, această întâlnire care, repet, pentru unii deja s-a manifestat, pentru alții urmează să se manifeste, cu un suflet sensibil, intuitiv, sincer. Această întâlnire vă va ajuta să înțelegeți lucrurile altfel, să renașteți. Și dacă, repet, dacă întâlnirea dintre voi și acest personaj deja s-a manifestat anul trecut și este, să zic, o perioadă, este o perioadă de tăcere, veți trece peste această problemă. Veți trece și veți avea victorie cu 6 de Băte și renașterea. Pentru că se va face pasul acela foarte important în care se va comunica. Se vor comunica lucruri aparent sau până acum secrete, dar care numai un suflet pereche le poate înțelege. Cam asta este deocamdată legat de portalul 1 ianuarie 2023. Cam asta este. Și am zis, veți începe, veți manifesta o nouă relație. Colaborare, relație, dincolo de doruri, de... Poate este și un doliu în viața cuiva sau poate nu e doliu, poate este un dor imens. Da? Veți simți dragostea asta adevărată și veți dori să colaborați, să creșteți împreună. Veți alege colaborarea, creșterea. Da? Ia uite, 9 de cupe și asul de cupe. Și colaborând, construind împreună, veți înțelege de fapt ce adevărată stabilitate și fericire împreună. Împreună cu acest personaj. Repet, dacă unii dintre voi nu l-ați întâlnit, urmează să-l întâlniți. Dar în cazul în care nu l-ați întâlnit, sunt lucruri la care, într-un fel sau altul, ați gândit încă de anul trecut. A apărut vibrația de 6, da? Eu, din punctul meu de vedere, când cei doi ani ca acum, încă se mai ține mână, energiile vibrează, se întrepătrund. Încă n-am terminat, am încheiat vibrația anului trecut, încă n-am început-o pe cea din acest an. Fuzionează. Hai să vedem. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Ați ales 5 de monede. 5 de monede este... Eu îl simt ca pe o separare între două persoane din alte motive, financiare sau alte personaje a intervenit între voi.
Este, simt și un dor, nu e 5 de cupe, 5 de monede, dar simt un dor. Un dor de a vă schimba atmosfera, de a schimba atmosfera dintre voi doi. Dacă aveți probleme financiare, bănuiesc că veți trece, o să clarificăm. Interesant, la capătul setului de cărți, 2 de cupe. Da, e vorba de un suflet pereche, da? Cu care nu comunicați acum prea bine sau poate chiar deloc. Vă simțiți... Cel puțin unul dintre voi nu mai are credință în această relație. A fost o separare. Dar, cum arată cărțile, cred că se va trece peste această separare, se va manifesta vindecare și bucurie, soarele. Dacă e separare, este separare din cauza că unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, este foarte independent și are niște lucruri de manifestat. Însă, 5 înseamnă schimbare. Interesant, 5. Pentru unii dintre voi, situația aceasta este nu de anul trecut, este de acum 2 ani de zile. Uh-huh. Pentru unii dintre voi. De acum 2 ani de zile. În fine, dacă sunt probleme financiare, eu zic că le veți depăși cu colaborări, cu colaborări potrivite. Dar hai să clarificăm. Curățăm cărțile. Să clarificăm. Ia uite, da? Trădare. Trădare între cele două suflete pereche. Unul a ales ori cariera, ori, eu știu, familia și familia, mă înțeleg, la părinți, rude care influențează, sau alt parteneriat și vă simțiți abandonați. V-ați simțit abandonat. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Cu alte cuvinte, acest portal vă aduce răspunsuri la această problemă. E o problemă de cuplu, pentru că sunt totuși două persoane. E o problemă de cuplu. 5 nu este echilibrat. 5 pentru mine este o vibrație foarte contradictorie și provocatoare. Dar aici este provocarea. Puteți folosi creativitate, puteți folosi credința ca să o schimbați în bine, să o echilibrați, să mergeți înspre 6. Ia uite, asul de cupe. Să o vindecați, să simțiți dragoste. De monede, regina de monede. Am spus că cineva a ales, aveți 7 de monede, da? 7 de monede, 7 de monede, regina de monede, 7 de spade, 8 de băte, regina de spade și asul de monede. E fain. Într-un anume fel, e fain. Dacă cineva v-a părăsit pentru o femeie cu care face bani, poate această femeie să fie ori o colaboratoare, ori o mamă, ori o relație karmică care sau către care a trebuit, din punctul lor de vedere atunci, să se întoarcă pentru a lucra. 7 și cu 1, 8. A lucra. Posibil o relație la locul de muncă. Deci dacă ați fost părăsiți, ați fost părăsiți din motive financiare. 7 de spade, da? Cel care minte, cel care fuge. Fuge de dragoste, fuge de adevăr, fuge de implicare, că e 7, sunt contracte. Relații de lungă durată. Cineva a mințit referitor la o mamă, la mama copiilor, la, eu știu... La o soție, la o relație karmică, la niște bani. Am mințit legat, nu știu, niște chestiuni legate de bani. Pentru unii dintre voi, în această așteptare, pentru că începe explicațiile cu 7 de monede, în această așteptare, în această
În acest abandon pe care l-ați experimentat din partea cuiva, cineva v-a abandonat. Sau voi, nu știu. Variază. Dar dacă sunteți voi abandonați, ați învățat în această așteptare să vă apreciați, să vă respectați. Să investiți în voi cu 7 de monede și să creșteți. Dincolo de minciunile altora, de jocurile mentale ale altora, care ba veneau și vă bombardau cu mesaje pasionale, vai ce te iubește, nu știu ce, ba plecau. Du-te vino, du-te vino. Așadar, cu alte cuvinte, 7 și cu 1, 8. Ați muncit în grădina voastră, ați crescut și urmează să manifestați asul de monede 9. Independență financiară. Și nu doar independență financiară, și claritate mentală. Ați învățat și veți învăța în continuare, pentru că lecțiile sunt subtile, sunt complexe și sunt importante, cu atât 7-7 numărul lui Saturn karmic. Și veți învăța și pe viitor să discerneți. Mai tot timpul se mișcă aici ceva. Să discerneți. Și e bine. Cu alte cuvinte, dacă va minți cineva, a doua oară nu se va mai întâmpla. Dacă cineva va minți referitor la cum face banii sau ce alte legături mai au sau ce contracte sau chestiuni de genul acesta, nu se va mai întâmpla. Veți învăța să alegeți, să exprimați corect ceea ce vreți, să manifestați și veți manifesta o nouă relație. O nouă relație serioasă, asul de monede. Ia uite, interesant, la capătul setului de cărți, regele de spade și 6 de cupe. Vă veți întâlni sufletul pereche. Regele și regina de spade, da? Vă veți întâlni sufletul pereche cu care vă veți... vă veți bucura, cu care vă veți bucura și nu va fi doar o bucurie mentală și emoțională, chiar veți pune bazele. Veți pune bazele unei relații echilibrate, pentru că dacă până acum ați fost în 5 de monede, repet, personajele v-au părăsit, apare asul de monede, apare personajul, cu care manifestați 5 și cu 1, 6. 6 e număr echilibrat, este egal. 3 și 3. Este simetric. Așadar, și unul și celălalt se implică în mod egal în relație. Veți manifesta. Vă veți redresa financiar, în primul și în primul rând. Pe plan personal veți fi independent și vă veți redresa financiar. Eventual, dacă ați muncit pentru cineva până acum, veți deschide o nouă afacere sau un nou proiect. Îi veți lăsa în urmă. Da, da. La un moment, sunt mesaje și mesaje. Pentru cei care știți că ați avut o relație financiară cu cineva sau cineva v-a părăsit din motive financiare, vă veți da seama că v-ați sabotat singuri. Ei v-au mințit, ok. Dar și voi v-ați mințit, crezând în ei, muncind pentru ei sau așteptând să se implice, variază de la un om. Și veți schimba macazul, direcția 180 de grade către alt personaj corect. Da? Ia uitați ce frumos. Și repet, e o influență negativă, maternă sau o femeie care vrea materialistă. Veți schimba macazul către o persoană intelectuală, cu putere de discernământ, cu putere de convingere, de persoasiune și cu care puteți manifesta ceva nou, stabil. Ok, veți zice, da, ok, o iau de la 0, o iau de la 1, că tot vorbim de portalul 0101, da? E undeva în gândul vostru cu regina de spade. E în gândul vostru. Vă dați seama că trebuie să schimbați direcția. Că o fi acum, știți cum e? Portalul ăsta nu se manifestă uneori atât de vizibil. E o energie subtilă care se infiltrează în gândirea voastră în mod special. Și veți vedea că veți începe ceva nou cu altcineva care vă înțelege emoțional
Și mental și practic. Și practic. Interesant, apare diavolul exact vibrația anului trecut și vibrația anului care vine. Diavolul și turnul, 15-16. Și 9 de cupe. Diavolul care înseamnă relații karmice. Relațiile karmice, aceasta. Aici e și Capricorn, în fine. Relația karmică despre care am vorbit mai devreme. Pentru bani, pentru false stabilități, la la la. Va veni un moment în care am zis, gata, ce fac eu, domnule, ce fac? Ce mai stau în această relație în care, de fapt, nu mă simt fericită? Da? Și aici se tot mișcă ceva. Nu mă simt fericită. Da. N-am nicio împlinire. Simt că tragem în frig și degeaba. Muncim și degeaba. N-avem nicio satisfacție. Și într-un mod neașteptat, poate deja se manifestă, poate urmează să se manifeste. Avem și 6 vibrații anului trecut și 6 și 15, 5 și cu 1, 6. Și vibrația acestui an poate deja se manifestă la unii dintre voi, poate urmează să se manifeste la alții. Veți întâlni un personaj, repet, cu o putere mentală specială, cu care veți simți nevoia să fiți în adevăr, să nu vă mai păcăliți. Da? Nu știu, mi se pare interesant. Interesantă și etalarea voastră, chiar dacă a fost o carte mai... Nu e prea plăcută. 5 de monede. Interesant ce mai simt. Personajul pe care îl veți întâlni sau l-ați întâlnit deja, acesta corect, vă va susține, vă va invita în această atmosferă rece în care ați trăit până acum, din punct de vedere emoțional, vă va invita înăuntru, în biserică, în credință, în acest as de monede. Acolo, în biserică, în credință, în voi, în sufletul vostru, veți găsi acest as de monede. Împreună. Înțelegeți? E mai simbolică, metaforică exprimarea, dar asta e. Cam asta e deocamdată. Sper că v-a plăcut și vă veți da timp să vedeți în cât timp se manifestă. Repet, manifestările pot să vină rapid sau mai puțin rapid. Variază de la un la un. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, ați ales cavalerul de spade. Iute ca gândul, ca vântul. Iute ca vântul. Evenimente neașteptate, comunicare neașteptată. Dar ce e fain, mi-e place cavalerul de spade foarte mult. Foarte mult. În această carte, cavalerul de spade are lumină în sabie. Cuvântul va aduce lumină, va lumina o situație neclară. Sunt și conotații negative, dar având în vedere că cartea a venit în poziție normală, haideți să păstrăm ce e pozitiv, da? Pentru că contează foarte mult. Nu știu ce fac alții și ce gândesc și cum gândesc. Dar contează foarte mult ce vorbim ca să se manifeste ce mai bun din orice situație. La capătul setului de cărți... Ai, te vezi? Asul de spade și cavalerul de monede. Deocamdată avem semne de aer, semne de pământ. Da. Da, cineva vrea să comunice. Acest... Poate voi vreți să comunicați cu cineva. Să spuneți cât v-ați stresat. Cât v-ați gândit la ei. Câte nopți ați pierdut gândindu-vă la ei. Și cum v-ați gândit? V-ați gândit că vreți să aveți victorie împreună. Că e pasiune mare, că e atracție, dar vreți să aveți victorie împreună. Probabil că nu știați cum să o manifestați, cum să o puneți în practică cu cavalerul de monede. Dar poate că v-a venit o idee, pentru că asul de spade înseamnă o idee. Și avem aici lumină în vârful spadei. Da? Posibil pentru voi va veni o idee, trăsnet. E similar cu turnul, cavalerul de spade. Turnul care reprezintă vibrația anul acesta, într-o anumită formă.
Comunicare neașteptată. Deci asta veți manifesta. Sau manifestați deja. Cei care ați ales numărul 3. O comunicare neașteptată. Despre cum să construiți o situație stabilă. Că e profesională, că este amoroasă. Veți o relație pasională, că am văzut băte, să se transforme într-o relație stabilă. Sau vreți o idee, cu valetul de băte, o idee să se transforme într-o afacere. Hai să vedem, să clarificăm. Curățăm cărțile. Regele de spade, stați și vă gândiți. Stați și vă gândiți. Creați strategii eventual. Știți că trebuie să fiți corecți în această nouă, asul de spade, nouă direcție, nouă relație, ceva nou, că e as. Știți că trebuie să fiți corecți. Iar alunecă chestiunea aceasta? Valetul de cupe se vede. Da. Vreți să comunicați. Nu doar cum să construiți o relație, relație, repet, care poate să fie și sentimentală, care se stabilizează și profesională și, eu știu, voi știți ce fel de relație, dar știți că trebuie să comunicați într-un mod plăcut, nu doar sincer, și plăcut. O dată. De două ori, dar apare puterea, e o luptă interioară. E o luptă interioară, da. Cum să deveniți independenți, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă sunteți atrași de o persoană, de o femeie independentă sau de un personaj independent, vă gândiți cum să faceți, cum să propuneți. E o propunere interesantă. Cum să propuneți transformarea acelei independențe a voastră, a lor, într-o colaborare, într-o relație de lungă durată, eventual. Ia uite, Regina de Cupe. Multe emoții. Oho, dragoste! Dar deocamdată unul dintre voi s-a detașat sau poate amândoi v-ați detașat pentru că trebuie să simțiți, să gândiți, să analizați. N-a apărut remitul, dar bine, hai. Încă o dată. De două ori. N-a apărut remitul, dar a apărut regele de spade, care e și ele gânditor și bun strateg. Ia uite, 7 de cupe, sunt confuzii, sunt opțiuni, dar... Ia, vorbeam de remit. A apărut și fecioara cu... Pești cu Neptun în opoziție. Neptun în pești, în opoziție cu Soarele în Fecioară sau alte planete. Ce aveți voi acolo? Unii. Că poate aveți Marte în Fecioară, poate aveți Venus în Fecioară. Hai să vedem. Vai, ce frumos! Mai cineva vrea să... cineva vrea să comunice că e îndrăgostit, îndrăgostită. Totuși, cavalerul de spade energie masculină, dar, în fine... Îndrăgostiții, 8 de cupe, opșa. Cavalerul de, da, asta e ce, exact ce am zis mai devreme. Unul dintre voi a plecat din această poveste de dragoste, 8 de cupe. Pentru că erau 7 de cupe, erau confuzii. Nu se știa, mai e dragoste, nu e dragoste, mă iubești doar pe mine sau mai iubești încă vreo 7-10 persoane? Cu cine de fapt vrei să stai? Și cel care a simțit că e ceva neregulă a plecat. Și l-a lăsat pe celălalt să se gândească, să decide. Regele de spade, să gândească, să decide. Eremitul, da? Azi. Și bănuiesc că deja, dacă nu sunteți voi... Dar e energie masculină totuși. Energie masculină care vrea să comunice. Ce vrea să comunice? Că vrea să construiască această relație. Ia uite, regele de spade. Că vrea să fie corect? 9 și cu 1, 10. Prea multe nopți nedormite, prea mult stres. Da? Vrea să încheie acest ciclu și să construiască, să folosească gândirea, nu ca să se streseze și e bine, ci ca să construiască. Apropo de alegeri. Alegeri importante și în dragoste, dar și în relație în sine, da? Și mi se pare normal și aș face la fel decât să mă stresez, să mă gândesc
Da, cu cine se duce? Da, de ce nu vorbește? Da, de ce aia? Da, de ce aia altă? Nu-i mai bine să mă gândesc cum să construiesc? Ori viața mea, ori cuplu în sine, în fine. Ia uite, asul de spade aici. 10 ce trebuie pus? Măi, 10. Ia uite, vedeți? Regele de spade, 9 de spade. Energia masculină nu a spus nici că e stresată, nici că e îndrăgostită, nici că simte, nici că nu simte. Nu a spus prea mult. Și eventual, da, se va manifesta comunicarea. Este necesar că și ea asta și s-a gândit. Și ea și el. Amândoi v-ați gândit unul la celălalt. Uh-huh. Trebuie comunicat. Nu știu de ce. Ia uite, am zis emoțiile. Cavalerul de cupe. Adevăr și dorința de a începe de a o lua de la 0. Ia uite, 0-1. Apropo, interesant, da? Portalul 0-1. Dacă... Cred că la voi se manifestă cel mai rapid cu cavalerul de spade, cel mai rapid și cel mai, da, intens și cel mai la moment, la vibrație. 0-1-0-1. Da. Veți manifesta o nouă etapă în relația voastră sau o nouă dragoste în cazul în care nu v-ați întâlnit. Multă, multă pasiune. La capătul setului de cărți, multă, multă pasiune. Dar nu se arată. Nu s-a arătat până acum. Se va arăta de acum încolo. Se va arăta. Ia uite, turnul într-un mod neașteptat. Am zis turnul. Deja suntem pe 2023. Da. Ia uite. Magicianul, apropo de 1, 15, vibrația anului trecut. Extraordinar, 15 și 16. Exact cele două vibrații. 15, nu, 15 și 6 vreau să zic, nu 16. 15 și 6. Da. Cineva și-a dat seama că, de fapt, această atracție, dacă nu este construită, devine toxică. Iar nu văd aici că e camera un pic, da? Devine toxică. Și trebuie să se implice la modul practic ca să manifeste dragostea și nu toxicitatea. Pasiune mare este. În fine. Wow. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Și să ne auzim cu bine la celelalte etalări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau. Ia să vedem.